Slăvit să fie Domnul! Suntem binecuvântați că în ziua de astăzi putem să auzim glasul Mirelui Alin și a Miresei Rebecca, să fim alături de aceste două familii, la momentul solemn când rugăciunile, speranțele și, de ce nu, visurile se împlinesc la o slujbă de sărbătoare, la un moment deosebit, când dincolo de abilitățile noastre, dincolo de speranțele noastre, este prezent Dumnezeu ca să binecuvinteze pentru acum și pentru veșnicie. Amin. De aceea avem momentul acesta în casa Domnului, de aceea ei se expun privirilor noastre, pentru că dincolo de cadourile de nuntă, dincolo de urările pe care le facem, în viață diferența o face doar binecuvântarea Domnului. Restul ajută la binecuvântare, înmulțesc binecuvântarea, dar binecuvântarea Domnului este fundamentul. De aceea stăm astăzi aici și prin cuvântul Evangheliei, prin versul de cântare și poezie, inimile noastre sunt întărite prin cuvântul Domnului. Amin. Amin. Totodată slujbele noastre conțin, cum am subliniat, cuvântul Domnului pus în diferite forme. Fie că e pus în cântare, fie că e pus în vers de poezie, dar în mod special predicat, acest cuvânt are putere. Știu oameni care cunosc de pe de-a rostul multe cărți, multe poezii, Luceafărul din Mihai Eminescu, de exemplu, de vreo 90 ceva de strofe, dar lucrul ăsta nu i-a mântuit, nu i-a salvat, nu i-a dezrobit. Singurul care în schimb a schimbat milioane de vieți este cuvântul lui Dumnezeu. Singurul care poate da putere celor doi ca promisiunile, gândurile lor să le ducă la bun sfârșit este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin Evanghelie. De aceea o parte substanțială a slujbelor noastre este impregnată cu al Domnului cuvânt. Deplâng starea de la multe slujbe de căsătorie când devine concert creștin. Când se cântă, se recită, se cântă, se recită, se cântă, se recită, după care se face o binecuvântare că nu mai este timp, la viteză, să pleacă. Și după aceea comitetul are treabă pentru următoarea ani de zile să pui propteli la ce-au făcut ei acolo, pentru că nu le-a plăcut niciodată cuvântul, nici să-l audă, nici să-l citească, nici să-l asculte. Ori cuvântul schimbă viețile. Slăvit să fie Domnul! Am mai fost la slujbe de căsătorie la dumneavoastră, am început cândva un mesaj, nu știu dacă Alin a fost, Rebecca, probabil, sigur nu a fost pe aici, a fost în altă comunitate, și la slujba respectivă am vorbit despre planurile pe care și le fac tinerii și principiile pe care ar trebui să le aibă dincolo de celelalte lucruri. O să trec în revistă gândurile acestea spre reamintirea celor ce au fost și totodată spre cunoștința celor ce sunt. Fiecare familie care pleacă la drum, în primul rând, trebuie să-și mențină și să-și dezvolte relația personală cu Iisus Hristos. Ei sunt aici pentru că, în primul rând, l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și au dovedit relația lor cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului. După aceea au fost călăuziți unul spre celălalt. Și acum sunt aici în fața Domnului Iisus Hristos. De acum încolo, trebuie ca relația aceasta personală cu Domnul Iisus să se dezvolte la amândoi. Pentru că în viața de familie vor apărea probleme. Noi nu căsătorim îngeri. Ei doresc să pară îngeri, dar nu-s. Sunt oameni ca mine, ca tine, adică oameni imperfecți. Și pe lângă multe calități care i-au atras unul spre celălalt, ei au și defecte. Nu le știu momentan, de-aia își se uită frumos unul la altul. Dar la un moment dat vor avea acces la ele, le vor cunoaște, le vor ști. Pentru că fiecare om este imperfect. Căsătoria este un mijloc prin care Dumnezeu ne l-a dat ca defectele noastre să le temperăm și de ce nu să le eliminăm. Și e foarte important să cunoaștem asta. De foarte multe ori când tinerii se căsătoresc au surpriza neplăcută că se uită în viața celuilalt și observă lucruri pe care nu le-a văzut înainte. Se spune că atunci când o persoană este îndrăgostită este oarbă, adică nu vede lucruri evidente, evidente. Părinții le văd, cumnații le văd, prietenii le văd, el nu vede, ea nu vede. După căsătorie, în schimb, văd foarte bine. Le revine vederea chiar la microscop. Și din momentul acela apar probleme între cei doi. De ce mi-ai ascuns asta? De ce? Și respectiv spun, da, așa am fost înainte. Nu ai prins tu lucrul acesta. Bineînțeles că există două metode. Prima metodă este să poți ști că tu trebuie să răspunzi la partenerul pe care ți l-a dat Domnul, respectiv soțul sau soția ta, în funcție de cum vrea Dumnezeu, nu după cum merită el sau după cum ai tu chef. Și asta presupune o relație puternică cu Iisus Hristos. Tu să nu întrebi
Ce ar trebui să-i fac eu lui? Sau cum ar trebui să-i să răspund? Sau unde ar trebui să mă duc de aici? Și să întreb, Doamne Iisuse, eu am parte de binecuvântarea Ta pe care vreau să o mulțesc. Ce să fac acum, Doamne Iisuse? Și Domnul Iisus Hristos îți va spune, dacă unul are pricină să se plângă de altul, să se ierte. Și iertați-vă nu cât puteți, cât merită și cât vreți. Cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ajungi la maximul de iertare. Numai așa poți trata viața de familie. Altfel, ai surpriza să vezi lucruri neplăcute, după care începi să te plângi pe toate drumurile. Te duci la socru, la soacra, de ce nu ți-o spus dinainte, aduni comitetul dacă vrei, spui la prietenii tăi care te așteaptă, care au spus, dom'le, când te căsătorești și observi ceva, ne spui nouă, că noi răspândim la toată țara. Și acum e foarte simplu, cu rețele de socializare, ai spus aici și America știe peste o oră. O oră e mult. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce faci cu informațiile pe care le vei avea? De aceea e important, stimați miri și nu numai, toți ceilalți, dezvoltați relația personală cu Iisus Hristos. Uitați-vă la părinții și bunicii voștri, cu zeci de ani de căsătorie. Credeți că n-au avut probleme? Credeți că au fost perfecți? Credeți că nu s-au certat? Ba da. Dacă n-au vrut să răspundă celuilalt, s-au întrebat, am legământ înaintea Domnului. Eu vreau să primesc cunună de la Domnul. Ce îmi spune Domnul să fac în situația asta? Și ca atare, au rămas împreună. Cu defectele cu care se luptă poate și astăzi, dar au rămas împreună ca să onoreze pe Domnul și pe voi, să aveți capul sus oriunde vă duceți. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să menținem o relație personală puternică cu Iisus Hristos. Doamne ajută! Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă lipiți unul de celălalt. E foarte important lucrul acesta pentru că venim din medii diferite, din biserici diferite în cazul de nostru și venim cu câteodată concepții diferite. Cu toate că la bază este Evanghelia, avem un anumit gust la mâncare care e ceva simplu, dar câteodată complică lucrurile din viața de familie. Venim din anumite stări de familie în care se obișnuiesc anumite cuvinte. La cineva e mai lejer la folosit anumite cuvinte, la altcineva e inadmisibil să folosește acele cuvinte. Ori cei doi se unesc cu tot bagajul acesta pe care îl moștenesc acolo. Și au nevoie de o lipire, au nevoie să discute lucrurile acestea. De foarte multe ori, mai ales în momentele de început, de debut al familiei, ei mai mult se simt acasă la mama decât în familia respectivă. Mulți sunt surprinși când se scoală dimineața că este o persoană acolo lângă ei, care până mai ieri nu era acolo. Greu te obișnuiești cu starea aceasta de lucruri. Și la un moment dat, când apare un conflict ceva, respectivul se simte mai acasă la mama și tata, mai confortabil între prietenii lui sau prietenile ei, mai confortabil pe rețele de socializare să spună anumite lucruri, pentru că lipitura dintre ei nu s-a produs corespunzător. Ori lipitura aceasta trebuie să-i dați timp. Ori în timpul acesta încercați să vă lipiți. Părinților îi rugăm și pe calea aceasta, lăsați-i să se lipească unul de celălalt. Știu că aveți câte o bărcuță, dacă cumva apare vreun foc mic, dacă apare vreun conflict, ceva, să se urce Rebecca în bărcuță și să meargă la familia Sandu, să se urce Alin în bărcuță să meargă la familia Onofrei, că totdeauna ușa pentru ei e deschisă. V-aș ruga tare mult, dați foc la corăbii. Dați foc. Dacă au vreo problemă, să-și rezolve. Au nevoie de sfaturi, le dați. Nu e obligatoriu să le urmeze, pentru că au familia lor acum. Dar trebuie să se învețe să-și rezolve singuri problemele. Au nevoie de păstori? Suntem la dispoziția dumneavoastră 24 din 24 de ore. Vă dăm sfaturi? Aveți prieteni cu care sunteți la grătare, la câte o masă? Chemați-i la post și la rugăciune, că după ce ați mâncat bine, mai merge și câte un post așa, Doamne ajută! Ori din punctul acesta de vedere, lucrurile acestea trebuie combinate tocmai pentru a ajunge la momentul acela în care cei doi să se unească unul pe celălalt, să se placă, să se lipească conform Bibliei. Ca lipirea să fie mai ușoară, v-aș ruga tare mult, observați ce îi place celuilalt și repetați. Observați ce îi displace, ce îi enervează și evitați. Observați lucrurile acestea.
Pentru că de foarte multe ori în viața de familie constați că pe celălalt îl irită să-i vorbești, chiar dacă părinții lui nu sunt perfecți. Dar el îi ține la ei, sunt părinții lui, îi cear el mai bun de până în momentul respectiv. Tu te agăți exact de părinții lui, tu te scarpini de părinții lui. Bineînțeles că el nu o să spună, băi, ce bine mai vorbești tu. Din momentul respectiv vezi că intră într-o stare cel puțin de taciturn așa, nu mai vorbește și din momentul ăla tot vrei să vorbești cu el. Și după ce el își dă drumul la vorbă să vorbească, chiar întreb, da, am avut dreptate, ce ți-am zis de părinții tăi? Din nou le-ai băgat în muțenie o bucată de timp. De ce? Pentru că în momentele acelea de lipire, când se sudează relația din cei doi, evitați lucrurile care displac. Este timp suficient când poți să-i spui celuilalt. Nu toată ziua trebuie să-l pocăiești într-o singură zi și să faci chemări. Nu toate astea se rezolvă. De foarte multe ori vrem să-i desăvârșim pe ceilalți cum nu ne-am desăvârșit noi o viață întreagă, dar vrem în primele 3 zile să rezolvăm problema, că pocăința e așa cum o știm noi. Amintiți-vă de Apostolul Pavel ce frumos spunea unor contemporani de-ai săi, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, iar în celelalte Dumnezeu vă va lumina. Dar nu i-a admis și lumina mea? Nu i-a admis și neonul meu să-l bagă în ochi și nu vezi 3 zile nimic? Nu i-a admis. Lasă-l pe Dumnezeu, cum te-a îngăduit Dumnezeu pe tine și te-a luminat în timp, lasă-l să lumineze și pe altul. Te poate folosi și pe tine, vorbind cu blândețe, cu înțelegere. Avem o vorbă în familia noastră și totdeauna vorba asta. Eu știu că un lucru e bun, sau soția mea știe că un lucru e bun, dar nu ne prezentăm, băi, trebuie să facem așa, neapărat. Neapărat trebuie să facem așa, nu. Uite, eu m-am gândit la lucrul acesta. Dacă ți se pare și ție bine, gândește-te, roagă-te și dacă e posibil, împreună putem face lucrul ăsta. Eu din start știu care e dreptate, dar mă mai rog o bucată. Dar mai meditez o bucată, dar mă pregătesc să-mi fac șux, resurse, să vedem cum se admite lucrurile. Din start ea știe că am dreptate, dar nu forțăm lucrurile neapărat, trebuie să facute că eu sunt bărbat în casă și o spun exact, pentru că altfel ai muncit tot tu, ai trage tot tu din greu. Lipirea asta produsă între cei doi produce o anumită stare de compatibilitate când începi să te citești din priviri. Ce dorește celălalt, ce ar dori, încep să-i cunoști meniul de care are nevoie, după fața lui, pentru că ai reușit să te lipești, să fii compatibil, să citești dorințele și năzuințele celorlalte. Ori pentru asta este nevoie de timp, în primul rând, și de înțelegere. Și ultimul lucru pe care l-am subliniat atunci și care e foarte important pentru toți tinerii, pe lângă dezvoltarea unei relații puternice, fructuoase cu Domnul Iisus Hristos, pe lângă lipirea celor doi, este slujba în ogorul Domnului. Foarte mulți tineri vor multe răsplătiri, atât pe pământul acesta, dar în mod special răsplătirile au o conotație mult mai substanțială în veșnicie. Însă și pe pământul acesta Domnul știe să răsplătească pe cei ce se ostenesc pentru el și în ogorul lui. De aceea e foarte bine ca atunci când ai vigoare, când ai memorie, când ai resurse, chiar financiare, să le pui la dispoziția Domnului, să slujești Domnului, să-ți cauți locul în lucrarea Domnului. Există, din nefericire, mulți tineri și tinere care uimesc cu memoria lor recitând poezii până la căsătorie. Uimesc cu vocea lor cântând cântări până la căsătorie. Uimesc cu râvna lor la repetiție și ar dori să facă repetiție și când nu-i repetiție de cor, până la căsătorie. După căsătorie, dintr-o dată, nu-i mai vezi nicăieri. Nu mai au chef să învețe poezii și alea care le-au știut, le-au uitat. Nu mai vor să cânte pentru că sunt alții mai buni și trebuie să repete pentru asta. Dintr-o dată nu mai au. Dar doresc binecuvântarea Domnului. Doresc să ceară vindecare peste copiilor. Doresc să ceară protecție peste copiilor. Și chiar cred că au abonament la toată treaba asta. Și Dumnezeu întreabă la momentul respectiv. Te-am binecuvântat cu atâtea binecuvântări. Am nevoie de tine ca un martor, am nevoie de vocea ta, am nevoie de memoria ta, am nevoie de banii pe care ți-am băgat în buzunar și tu îi strici numai pe rochii și pe capacii la roți, la mașină. Tu ți-ai numai truse de sculie și așa mai departe și aia-s banii mei. Am nevoie, tu ce faci cu ei? Doamne, am nevoie, tu dăm că eu numai consum. Stimații mei, implicați-vă în lucrarea Domnului, căutați un loc unde sunteți eficienți și slujiți în locul acela. Și dacă Domnul vă cere resursele, nu uitați, vă verifică credincioșia voastră. Există o grămadă de
oameni care stau cu pumnii închiși la lucrarea Domnului. Nu se închiși când e vorba să cumpere pentru ei și pentru neamurile lor. Dacă e vorba de lucrarea Domnului, stau cu pumnii închiși. Se miră că alții sunt binecuvântați împrejurul lor. Deschideți palmele. Când deschizi palmele și dai, primești. Dumnezeu știe să răsplătească celor ce investesc și doresc să slujească pentru Domnul. Căutați locul pe care vi l-a așezat Domnul. Este una dintre cele mai mari împliniri pe care o ai în viața aceasta. Să-ți cauți locul la care te-a găsit Dumnezeu. S-ar putea să mai ajuți în câte ceva. Pe mine prima dată Dumnezeu când m-a chemat să slujesc, am slujit ca dirijor de cor, cântăreț. Apoi am fost membru în comitet. Și apoi am fost evanghelist. Am fost predicator. Menirea aceasta îmi dă împlinire de plină. Mai târziu am fost presbiter, păstor la Dumbrăveni. Dar menirea care îmi dă împlinire, asta e predic. De-aia eu când mă duc într-o biserică, nu mă interesează. Frații îmi spun, băi frate, hai să ofișez, hai să faci, hai să... Băi, sunt frați să slujească. Dar ferească Dumnezeu să nu mă pune să predic. Eu acolo sunt chemat. Eu acolo vreau să predic. Eu acolo sunt chemat să fac lucrarea asta. Nu că țin neapărat. Dar simt, odată ce m-am ridicat, știu, dacă văd în sală prieteni, dacă văd în sală pe cineva, cunosc anumite lucruri în domeniul ăsta, în restul celălalt îi ajut și eu pe alții să crească, îi ajut să slujească, dar menirea mea principală este asta. Asta o am, de la Dumnezeu. Îmi simt împlinirea slujind în modul acesta. Ei, fiecare din voi va chema Dumnezeu. Nu l-am avut eu, m-am născut eu cu o Biblie în mână și toți o știu. Nu, Dumnezeu mi-a dat un anumit dar. Și prin darul acesta mi-am găsit locul. Și îmi fac slujirea mea în domeniul acela. Pe tine te-a chemat la altceva. Poate tot de predicat. De-aia nu suntem niciodată în concurență cu nimeni. Pentru că eu sunt unic, alți predicatori sunt unici, tu ești cântăreț unic, alții sunt cântăreți unici, fiecare dintre noi, ne putem ajuta unul pe celălalt. Dar în concurență niciodată. Pentru că ca noi, ca tine, n-a mai fost niciunul și nici nu o să mai fie. Suntem unici și Dumnezeu ne dă și niște daruri unice ca să slujim. Faptul că noi facem clasamente de predicatori, frații mei, facem clasamente astea pe lucruri care nu le știm. Spune Biblia că Dumnezeu are o înțelepciune nespus de felurită. Nu pot predica toți la fel. Sunt unii oameni care îi pui la predică și evanghelist. Sunt unii care se ridică la predică și mângâie biserica. Sunt unii care se ridică la predică și tratează problemele dificile. Noi avem la un moment dat la un picior un anumit furung acolo. Tot îi punem noi cu alcool sanitar, mai punem câte o frunză de brusturi, mai punem, dar la un moment dat se ridică ăsta și când ia bisturie și taie și curăță. Băi, dar ne deranjează ăsta. Mai avem și din ăștia. Câteodată foarte mulți chirurgi avem în biserică, dar slăviți fii, operațiile sunt reușite până la toată urma. Dar, frații mei, dacă îți găsești menirea în biserică, îți faci lucrarea după voia Domnului și seara când te culci, nu prea te interesează pe tine ce zic unii sau alții. Când te uiți la stăpânul tău și care îți spune ai făcut o lucrare bună, este suficient. Restul, celelalte, nu mai contează. Pentru că stăpânul spune, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Nu, domnule, că noi am votat să nu intri. Nu că eu am spus că omul ăsta m-a enervat figura lui, freza lui m-a enervat. Nu, nu, când stăpânul spune, intră în bucuria, ai făcut o treabă bună, deja ai făcut bine. De foarte multe ori în slujirea noastră căutăm să placem oamenilor, ceea ce este o foarte mare cursă. Noi trebuie să placem celui ce ne-a scris la oaste. Amin. Acum dați-mi voi, estimați miri, care cred că în scurtul meu cuvânt de pregătire așa ați asimilat lucrurile astea. Deci primul lucru care trebuie să-l facă fiecare dintre noi este să-ți dezvolte relația personală cu Iisus Hristos, să se lipească unul de celălalt, soț de soție, și apoi să caute locul în lucrare și să lucreze. Toți își propun asta. Sunt sigur că Alin și cu Rebecca, Bianca, sunt de acord, gata, sunt și eu gata. Cum de nu reușesc toți? Cum de vedem atâtea familii falimentare, naufragiate chiar? Cum de? Că toate au pornit de la un moment din ăsta, toți au venit cu bucurie să fie... Cum de la un moment dat îi vezi că nu mai vin la adunare, nu mai slujesc, îs nervoși pe toate drumurile, la un moment dat vorbesc de tot felul de lucruri, chiar de despărțire. Cum de ajung aici? Pentru că sunt niște sfaturi pe care vreau să vi le dau și la care trebuie să fiți foarte atenți. Primul lucru pe care vreau să vi sfătuiesc este aveți grijă ce intră în inima voastră și ce iese de acolo. Spune Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 4, versetul 23, în felul următor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Din inima noastră, ca și copii al lui Dumnezeu,
Ar trebui să iasă izvoarele vieții, adică să dăm viață. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Dar ca să poată ieși izvoarele vieții, ca să poți îmbărbăta pe cineva, ca să poți răspunde răului cu bine, trebuie ca în inima ta să intre cei buni ca să poată ieși. Pentru că nu se naște ceva acolo, ci trebuie să intre ceva. De aceea foarte multă importanță dau eu la ceea ce intră, la ceea ce te expui. Credeți dumneavoastră că la evrei degeaba le-au spus la cei tineri căsătoriți, dacă țara era atacată la un moment dat și era problemă de independența țării, Alin nu avea voie să meargă la oaste cât timp? Un an de zile? Păi, dar țara e atacată, lasă, interesează pe noi că te-ai căsătorit de ieri sau așa mai. Nu, nu, nu. Lasă-l să stea liniștit. Cum de după ce s-au căsătorit tinerii, îl implicăm în tot felul de politici bisericești, politici laice, discutăm tot felul, hai că e bine să faci și tu afaceri, să te dezvolți, să schimbi mașina, să cutare. El n-are timp să căsătorești și la un moment dat pătrunde în viața lui, în lucrul lui, planurile și scopurile lumii aceste, proiecte care sunt niște pălării mai mari decât capul lui. Și la un moment dat nu are timp, efectiv, pentru că au intrat acele lucruri. Când te întâlnești cu el după două luni, vorbește numai de bani. Vorbește numai de ce a realizat nu știu care și urmează și el să realizeze. Băi, dar tu îți cunoști nevasta? Tu știi ce îi place și nici nu îi place? Tu știi cum să te adresezi? Ai mai discutat în direct? Nu. Pentru că au lăsat ca în inima lui să pătrundă lucruri care nu i-au adus izvoarele vieții, ci au produs în el altceva. E foarte important de știut la ce vă expuneți, stimați miri și stimați frați și surori și tineri. Pentru că dacă ajungi într-un mediu în care este vorbită de rău lucrarea Domnului, încetul cu încetul, prietenii tăi te vor modela. Te vor modela. Eu întâlnesc tot felul de oameni care îi avem în prejurul nostru. Unii dintre ei, dacă cred că venirea Domnului va fi după necazul cel mare, tu nu ai o bază biblică. Să te uiți escatologii, conform Apocalipsei, conform Daniel, conform zbazat. Nu, ei am împrumut mie ideologia lor și eu mă și eu la șartă cu altul care nu crede, cum zic eu, cum mi-a zis prietenul meu. Dar nu zbazat pe lucrul respectiv, pentru că prietenii mei impun ceva acolo. Și eu pentru acel ceva sunt gata să-mi stric relațiile cu alții. De ce? Pentru că trebuie să păzesc că din inima mea trebuie să iasă izvoarele vieții. De ce să nu vă mai spun de lucruri care pătrund în viețile noastre? Fiecare familie, pe lângă foarte mulți prieteni care vin la nunțile dumneavoastră când ne invitați, au și oameni care nu ne înghit. Ei, ajungi la un moment dat să afli de soacra, de socru, o grămadă de lucruri. Dacă le pui acolo, știi că lucrurile acelea la un moment dat aduc oarecare repulsie? Aduc anumite lucruri motiv de ceartă între tine și soția ta, între tine și soțul tău? Știi de lucrurile acestea? Pentru că le-ai primit acolo. Și bârfaraia și vorbire de rău și clevetirea la ea acasă. De fapt, printre credincioșii, singura plăcere care ne-a mai rămas. Că restul celălalt le-am lăsat. De asta o mai rămas, așa și o profesăm. Ori Biblia vine și spune foarte clar, nu trebuie să lăsăm ca lucrurile acestea să pătrund. Este în Vechiul Testament un moment mai deosebit, când Elcana trăia pe vremea când se permitea poligamia, adică să ai mai multe soții, era căsătorit cu Ana și cu Penina. Ana nu avea copii, dar Elcana o iubea pe Ana. Penina, în schimb, avea copii și dăruise evreului Elcana tot ce își dorea un evreu, și anume copii de parte bărbătească. De aia când Biblia spune fii făcuți la tinerețe, de aia spune că el își umple tolba de săgeți cu ei. De ce? Pentru că fiul ducea numele tatălui. Și uite că Penina i-a dăruit și copii și băieți. Totuși Elcana iubea pe Ana. Și Penina, singura ei formă de a se răzbuna, era în continuu, o înțepa pe Ana. Și atenție când te înțeapă, când te întâlnești odată la Botoșani, eu mai fost anul ăsta cândva, dacă m-a înțeapat ceva, mi-a trecut de atunci. Bun, dacă am mai venit azi, mă mai înțeapă, cine știe când mai vin. Dar străiește în aceeași casă cu cel care face acupunctură continuă, care în continuu înțeapă, să fie acolo. Bun, de atâta amărăciune, de atâta înțepătură, ajunge la templu. Spune că intră în templu și începe să se roage de prea multă amărăciune, nu deschide gura verbalizând, ci doar buzele se le mișca. Preotul Eli, care era acolo, s-a uitat că asta cam se roagă cam mult așa. Cam mult, dar nu se aude nimic. Probabil era și el curios
de substanța rugăciunii, ce anume. Dar nu s-auzea nimic. Și la un moment dat trage o concluzie pripită. Femeie, până când vei fi beată? Ei, să superi tu o soră de-a noastră, când ea e amărâtă, spărată zi de zi, în casă, și acum îți vine pastorul și spune că mai ești și beată. Păi, te rezolvă imediat. Dintr-o dată îți dai seama că ai greșit. Îți spune imediat. Dar femeia aceasta, citiți ce a ieșit. Cu toate că era amărâtă, cu toate că pe nina o înțepa, cu toate că nu-ți explica de ce n-are copii, cu toate astea, îi spune, nu, Domnul meu, ci roaba ta din prea multă amărăciune se roagă așa. Măi, dar n-ai putut să-i spui ceva mai așa, să te ții minte? Să-i spui tu ceva așa cum știu, de ce să mărească ție ficatul? De ce să ai probleme cu stomacul? De ce să ții tu în tine? Silul ăsta așa, că odată pe an vii la silă. Zi și trebuiește. Nu, pentru că îmi păzesc inima, că de acolo trebuie să iasă izvoarele vieții. Când ne-am deschis gura, cineva trebuie să capete zidire. Doamne ajută! Amin. Chiar dacă nu s-aude ce spun, dar cineva trebuie să capete zidire. Câți dintre noi suntem selectivi și avem filtre în domeniul ăsta? Că dacă nu avem filtre la ce intră, nu o să avem filtre la ce iesă. Ne trezim că cineva spune, Dumnezeu, și-o scapat ăsta. Nu a scapat, era pistoc, nu a avut filtru nici la intrare și uite că n-are nici la ieșire. Și dintr-o dată te faci de râs la adunare generală, te faci de râs într-o parte sau în alta, pentru că n-ai filtru. Ori păzește-ți inima mai mult ca orice. E foarte important. Și apoi, el dându-și seama că a greșit, dându-și seama că are în față o femeie credincioasă, rosește o profeție. Domnul căruia ai venit să te închini, să-ți asculte rugăciunea. Și așa a apărut unul dintre cei mai buni profeți, profetul Samuel. Stimații mei, de aceea v-aș ruga tare mult, păziți-vă inima mai mult ca orice. Nu lăsați pe oricine să arunce în inima voastră orice. Frate, știi ce am auzit eu? Ai auzit de cutare? Bă, dar ce tu mă iei coș de gunoi? Că ai mai auzit tu din nu știu, nici n-ai unde spune. Tu în fundul gădinii spune singur și atât tot. Chiar trebuie să știu eu tot asta? Trebuie să cunosc toate lucrurile astea? Câți nu sunt așa? Vedeți că acum avem deșeurile selective, așa. Pui plasticul la plastic, hârtia, cartonul la... Acolo, la un moment dat când vii în biserică, poți strânge mierea cuvântului Dumnezeu, poți strânge forța care îți dă viață, care îți fac izvoarele vieții să țâșnească din inima ta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poți face asta. Dar sunt oameni care țin... Băi, au făcut o cacofonie, predicatorul ăsta. Un pleonasm. Ai văzut la nuntă ălaltul cum era? O venit și celălalt cu tare. Toate suntem interesați. Băi, dar ce bine s-o vorbi, dacă am putea împlini asta. Cu ce te duci acasă? Amintiți-vă de faminul etiopian. Omul ăsta era un om cult, citea în aramaica veche. Era un om pregătit din punct de vedere a contabilității. Dădea raportul în fiecare zi la bilanțul economic împărătesei Candace. Era un om foarte pregătit. Și cu toate acestea se apropie de el un om necunoscut. Și omul acesta care se apropia de el, îl vede citind în cartea profetului Isaia. Știți de unde venea ăsta? De la templul din Ierusalim. Știți cum era la templu din Ierusalim? Cu puțină vreme înainte, Domnul Iisus Hristos spusese despre templul ăla: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de... La ce se referea acolo? La faptul că ăștia toți făcuți afaceri. Dacă vrei să vii, nu era valabil porumbelul tău sau vițelul tău, nu era valabil. Trebuia să cumpiri de la ei la suprapreț ca să poți aduce acolo. Și să făceau niște afaceri, ori un contabil, un expert contabil în domeniul ăsta, știe să citească ilegalitățile care se fac acolo. De-aia se numea peștele de tâlhari. Și când au venit la templu ăsta, au văzut. Dar au luat și un sul al cărții profetului Isaia. Când mergea înapoi, eu în locul lui, bombăneam continuu. Băi, ăștia se numesc oameni sfinți, dar uite ce învârtieli fac acolo. Uite ce, cum spală ei banii. Uite cum, băi, te mine și mai... Și eu văd, dacă nu vezi, nu vezi. Dar eu văd și eu știu lucrurile astea pe care le fac. Nu, el știa în cartea profetului Isaia. Nu se pricepea deloc, dar ajunge la capitolul 53. Și când îl vede Dumnezeu că se ocupă de ce trebuie, nu bombănește pe drum, nu e enervat că merge rău, cum mergea altdată și cum nu mai merge acum. Spune, băi, am să iau unul din cei mai buni oameni din zonă să-l trimit la ăsta, că ăsta chiar merită ajutat. Să-l trimite pe Filip să-l călăuzească pe calea mântuirii. Slăvit să fie Domnul! Când Dumnezeu vede că ești interesat de ce trebuie,
Trimite oamenii în preajma ta. Dar văd atâția frați care tătă ziua toacă pe unul și pe altul, își știrea Botoșanului și a Sucevei. Și la un moment dat Dumnezeu apasă cu mâna lui biserică. Doamne, să-mi răspuns acum. Trimite un proroc la mine să-mi spui de ce am eu gâtul răgușit. De ce eu am dureri de cap? Dar trimite-mi-l acum. Și Dumnezeu spune, eu pe Filip să-l trimit pentru tine, mai până acum ai tocat toți ceilalți, acum îl trimit pentru tine. Când stai și te ocupi de Domnul și de lucrarea Lui, îți trimite Dumnezeu pe cineva, pentru că din inima ta este izvoarele vieții. Câți dintre noi suferim pe treaba asta? Îi văd foarte mulți care sunt supărați, nu mai vorbește Domnul ca înainte. Dar suntem la nivelul acela să ne vorbească? Suntem la nivelul acela când am urmat toate sfaturile pe care Duhul Sfânt ne le-a dat dinăuntru și avem nevoie? Nu, noi urmăm numai ce ne place. Luăm numai din Biblie, doar ce ne place, ce ne convine, iar restul, când am ajuns într-un loc în care Domnul chiar ne pune la spărtură, vrem neapărat să ne ajute Domnul de acolo. De aceea e important pentru noi, aveți grijă la inimă, lăsați să intre lucruri bune, cuvinte frumoase, gânduri deosebite, puneți filtru acolo, cereți de la Domnul puterea să uitați. Am observat și eu, sunt persoane la care nici nu le știu, nu le cunosc. Se găsește câte un nenea care vine la mine, ca să nu-i spun frate, care vine la mine și spune, frate, eu mă trag din cu tare loc. Păi, foarte bine, dacă te tragi de acolo. Nu pot să-i spun că nu-l ascult, că nu știu ce vrea să vorbească. După care spune, noi în biserică avem pe unul care îl cheamă și îmi spune numele lui ăla care îl cheamă. Și ăla, să vezi ce ființă de ciudată, să vezi ce cu tare și îmi deschide un sertar al minții mele și începe să-mi spună despre omul ăla tot felul de lucruri pe care eu n-am cum le verifica. La momentul respectiv ar trebui să-i spun, băi, nu mai discutăm, încerc să-i spun de vreo câteva ori, frate, dar a fost bun drumul, cu tare, nu a plouat, noi, el ajunge înapoi, iară sertarul și iară trebuie să pui el ceva acolo. Bun, pune ceva. Până la urmă încheie, pun sertarul și pe sertarul ăla vreau, nu vreau, scrie numele lui ăla. Bun, într-o zi ajung eu, după 2 ani de zile, ajung în zona respectivă. Când ajung în zona respectivă, predic în biserica respectivă, după aia când mă dau jos, vine cineva la mine, zâmbitor, să mă îmbrățișeze. Pașa Domn, pașa Domn. Cine sunteți dumneavoastră? Și spune numele de sertar. Automat sertarul ești afară. Cu tot ce era în el, dintr-o dată zâmbitul lui fațarnic, dintr-o dată tot ce prezintă el, nu în funcție că-l cunosc, în funcție de ce mi-a pus ăla în sertar. Și asta facem continuu, frații mei. Despre unii și despre alții și despre alții, sertarașă. Și spune Biblia, când doi se vor uni de pe pământ să ceară un lucru, le va fi? Frate, cum e cu versetul ăla? Păi dacă când e vorba să te unești cu cineva, știi cât sertar ies afară? Cât sertar ies afară, efectiv. Și spui, domnule, eu nici nu cânt cu asta. Nu să mă mai unesc în ceva. De ce? Vorbirea de rău, bârfa și clevetirea ne-au făcut sertarele alea. De aceea păzește-ți inima. De aceea trebuie să păzești inima. Și acum, la nivel colectiv, nu am eu cum să vă opresc să aveți iertare, dar la nivel personal, puteți să o faceți, să cereți filtrul de la Domnul, să cereți, nu mai găsesc plăcere în toată bărbăraia asta. Altă dată și pentru mine erau ceva interesant. Acum când îmi spune cineva, fratele, că nu mă interesează, efectiv îmi provoacă scârbă, nu mă interesează, oamenii pot greși, cum putem ajuta? Nu mă mai interesează. Când ajungi la nivelul ăsta să închizi sertarele, poți să-i vezi pe oameni. Câteodată vine câte unul care chiar are nevoie de ajutor. Dacă ai ști câte-o făcut ăla, parcă nu l-ai mai ajuta. Dar biserica nu e chemată să judece, e chemată să-l ajute pe om de acolo de unde îi plece puțin mai aproape de Domnul. Doamne ajută! Dacă ai ajuns la nivelul ăsta, ești bine. Dacă nu, îl poți lăsa acolo, între tălhari. Cine l-a pus merg pe drumul ăla? Cât n-ai dispus? Primul aspect este atenție la inimă, al doilea aspect este nu vă amestecați în problemele altora. Spune în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15, astfel. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Trăim o vreme când ni se spune că suntem buni la toate. Când spectrul democrației vine să ne spună, dom'le, dumneata, ești capabil. Poți să verifici lucrurile. Dar contează foarte mult ce zici tu. Contează foarte mult. Trebuie să fii vocal în direcția asta. Ori va anunța cineva ce se urmărește în Ucraina și ce se caută Rusia și ce doresc să facă americanii acolo pe... Nu, dar cât de cât așa.
Bine, vorbim de Ucraina, vorbim de Rusia, vorbim de domnul Iohannis, vorbim de premierul nostru actual, pe domnul Ciolacu. Cât n-ar trebui să facă el? Știm ce ar trebui să facă. Bineînțeles, nu primim de la servicii secrete nicio informație care vine la ei. Nu primim de nicăieri, de la vreo ambasadă, vreo informație care vine la ei. Dar ne umflăm venii la gât cu politică din țara noastră. Oare aș vrea să vă spun, dacă ne crește tensiunea și diabetul, și dacă efectiv nu putem dormi noapte, că ăștia sunt niște oameni care iau decizii fără să mă întrebi pe mine. Până la toată urmă te-ar putea întreba ceva, dar cine ești tu să te întrebăm? Cine ești tu? Că nu te întreabă nici familia ta când trebuie să iei vreo decizie. De ce să te întrebi premierul României ce decizii să iei el? Ca ce chestie? Titurezi tu în domeniul ăsta. Pentru că suntem oameni care ne place să ne băgăm în problemele altora. Și atât de bine ne ocupăm în domeniul altora, atât de bine știm că ce ar trebui să facă Putin, ce ar trebui să facă Biden, ce ar trebui să facă Iohannis, că nu mai știm de foarte multă vreme ce aștepta Domnul să facem noi. De foarte multe ori suntem cu pocăința rămasă în urmă, cu sfințenia rămasă în urmă, cu faptele rămasă în urmă, pregătite de Dumnezeu mai înainte, ca noi să umblăm doar prin ele, dar pentru că ne-am ocupat și ne-am amestecat în treburile altora, rămânem urmă. Ce să vă mai spun de domeniul acesta al afacerilor? Foarte mulți dintre noi știm, parcă să fie lideri sindicat, cum trebuie să-și păstrească patronul angajații. Angajații trebuie să fie protejați. Câteodată luăm, dacă angajați sunt rudele noastre, luăm apărarea angajaților. Dar nu, că ar trebui să facă. Dar dacă patronii sunt rudele noastre, luăm apărarea patronului. Toți ceilalți angajați urmăresc numai să furi, numai să înșele. Dar de unde ai auzit tu informat? Tu chema cineva să asculți și pe unul și pe celălalt? Păi nu, că neamul meu e patron acolo și asta e. Unde tu, asta e slujba ta? Asta e chemarea ta? Sau altcuiva din biserică? S-au mai întâmplat situații din astea când anumiți oameni foarte vocali care i-a chemat Domnul să predice, sau i-a chemat Domnul să aibă vedenii, sau i-a chemat să aibă profeții, și foarte bune chiar, foarte bune. La un moment dat s-a apucat și a spus, Domnule, dar eu nu sunt mai bun la predicat, eu nu sunt mai bun la, îmi dă Domnul niște lucrări, efectiv patronul ăla trebuie să-și plătească mai bine angajați. Și la un moment dat patronul ăla aude, azi mâine, poi mâine, că ăla vorbește. Și cheamă pe frați din conducerea bisericii și spune, fraților, eu sunt aici la dumneavoastră. Văd că este un frate aici, el mai are vedenii, mai vorbește câteodată. Pot eu descoperi, domnule, eu știu că cu angajații mei am contracte. I-am spus, domnule, pentru postul ăsta, pentru muncă, asta te plătesc atâta. Din ce știu eu, eu m-am ținut de cuvânt, Că ei cred că ar trebui mai mult, asta e problema lor. Dar pe ceea ce știu eu, m-am hotărât cu el să le dau un leu pe zi, dacă vreți să folosesc un termen biblic. Le-am dat să dau un leu. Totdeauna m-am ținut de cuvânt. Ei, că acum vine cineva care vorbește, poate a avut o lucrare, ceva, și poate știe ceva. Uite, chemați-l aici. Vine acolo fratele nostru, frate, știi ceva? Că, nu, frate, nu știu, am auzit și eu. Păi, dar poate ai avut o vedenie, ceva. Domnul vrea să întrebe. Nu știu nimic, nici din domeniul ăsta. Nu știu, de atunci, cum de ți-ai permis dumneatale să te bagi între mine și angajații mei? Ei nu se plâng, dar te plângi dumneatale. Cum de? Nu, vedeți că așa e, să vedem, am auzit, o scaldă așa dintr-o parte, când iese de acolo, când îl întreabă ăștia, vezi ce s-a întâmplat? Frate, eu trebuie să-mi port crușa, mă prigonesc aici. Eu încerc să-i apăr pe dânși, pe ceilalți și ăștia mă-i prigonesc. Frate, nu-i prigoană. Suferi pentru că te-ai amestecat în treburile altuia. Câți nu sunt care discută, măi, dar de ce păstorul s-a purtat față de el așa? Pentru că păstorul stă de vorbă cu el și cu ceilalți colegi și au luat o anumită decizie în direcția respectivă. Doar nu o să vină omul ăla care are problemele respective să spună la toată adunarea ce probleme are el. O spus la niște oameni care țin lucrurile acolo și cu timpul lucrurile merg înainte. Omul se pocăiește fără nicio problemă. Merge. Foarte mulți dintre noi am vrea să știm. Trebuie să știm care e locul nostru și să nu ne amestecăm că suferim și câteodată suferim greu, frații mei. Vă dau exemplu pe care probabil l-ați mai dat dumneavoastră aici, că frații predică din el. Doi împărați, capitolul 23, cu versetul 25, spune Biblia așa. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Ce părere ți-ai face de un asemenea credincios? Și atenție, ăsta era împărat, nu era unul, eu nu sunt nimic. Nu, era împărat. Și spune Scriptura, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui.
crezi că omul ăsta e credincios cu adevărat. Bun, dar știți cât o ținut? Până zis, băi, dar ce ar dacă mă amestec eu în politică? Ascultați ce spune versetul 29. Pe vremea lui Iosia, pe vremea sa, faraon Neco, care este împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Atenție, era vorba de un conflict între două popoare, Egiptul cu Asiria. Nu era vorba, Iosia era împăratul lui Israel, al lui Israel, nu era al Egiptului și nici al Asiriei, al lui Israel. Și faraon Neco se urcă împotriva unui alt împărat. Și dintr-o dată Iosia, credinciosul, pocăitul, spune, băi, mă duc să-i spun la ăștia să se oprească, că nu-i chestia, nu-i ok, nu-i bine, ies eu să rezolv problemele, că doar așa iubit de Domnul, că mă pot baga și întreburile astea. Spune Biblia, împăratul Iosia a ieșit înainte și faraon l-a omorât la Megido, cum l-a văzut. Doamne, dar de ce ai îngăduit de asta? Pentru că s-a amestecat în treburi care nu-l priveau pe el. Știți de câte ori ne amestecăm crezând că suntem experți în domeniul respectiv? Ne dăm cu părerea, sucim familii, sucim biserici, pentru că părerea mea așa este. Se constată după un anumit timp că părerea mea, dar faci probe pe familie, pe biserică, pe cutare. Faci tu probe? Nu ar trebui lucrurile cumpătate, așezate? Este un anumit tempou să verifică anumite lucruri dacă funcționează, dacă nu funcționează? Le mai spun câteodată, probabil înainte de roata rotundă au mers oamenii cu roți patrate. Tot i-a urcat, tot i-a coborat, tot i-a urcat. N-a dormit niciodată în el, în căruțele respective. Tot i-a urcat, tot i-a coborat, mergea înainte. Când s-a inventat roata rotundă, la un moment dat a început să mergi mai lin, poți să dormi în căruțe liniștit. Ei, cine se mai întoarce la roata pătrată? Nu se mai întoarce, pentru că a observat că inovația este bună în ea însăși. Ori de foarte multe ori suntem acei care inventăm becul. Dom'le, cum au mers lucrurile până acum? Funcționează? Dacă funcționează, să lăsăm și dacă mai putem să facem, să mai punem câte un motor sau altceva, slăvit să fie Domnul. Dar nu ne luăm și ne întoarcem în epoca de piatră, unde nu au funcționat nimic și unde nu avem rezultate pe lucrurile respective. Însă sunt situații de genul ăsta. Nu te amesteca în problemele altora. Vezi-ți de pătrățica ta, de zona ta. Și cel mai frumos pasaj biblic pe care îl avem aici este fiecare să fie găsit credincios în lucru, încredințat lui. Atâta de multă grijă am eu de și faci și fratele aici la Botoșani, atâta grijă că nu-mi văd ce trebuie să fac eu unde sunt eu. Atâta grijă am de altul, încât mă trezesc cu ogorul meu unde nu-i lucrat. Tot zos în ogorul la alții, poate că să-i ajut, dar la mine rămâne. De aceea e important pentru noi toți să vedem unde ne-a chemat, la ce ne-a chemat și să fim găsiți credincioși, Doamne ajută! Și ultimul lucru care vă îndemn să aveți grijă la, ca și un sfat, pe lângă ăla aveți grijă la inimă și aveți grijă să nu vă amestecați în treburile altora, nu vă întindeți mai mult decât îi plapuma. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și că și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Asta explică de ce de foarte multe ori, în dorința de a avea, în dorința de a acumula, nu s-a mai dezvoltat relația. Și-a lăsat soțul, soția aici și-a plecat cine știe unde să lucreze separat. Chiar dacă au fost împreună, se vedeau numai printre uși, așa, pentru a agonisi. Frații mei, e adevărat că suntem într-o vreme a publicității. E adevărat că ni se spune că geamurile nu mai corespund ale de lemn, ne trebuie din aslante, acum iarăși e cu ale de lemn. E adevărat că mașinile se schimbă, e adevărat că nu mai umblăm mulți cu biciclete, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim în top cu toate. Asta nu înseamnă că pe cheltuiala familiei noastre, pe cheltuiala relațiilor noastre, pe cheltuiala slujirii lui Dumnezeu, noi să umblăm numai după van și de a schimba geamurile, și de a schimba tabla, și de a schimba gardul, și de a schimba culoarea mașinii. Văd oameni care dau o grămadă de bani doar pe culoarea mașinii. Și culoarea, știți că cât de multă, dacă ai o culoare mai deosebită, prinzi viteză mai mare, nu-i așa? Nu te ajută cu nimic la performanțele mașinii. Dar, efectiv, pentru imagine, dăm o grămadă de bani. Bun, dar când îi câștigi banii aia? În timpul adunării. Frate, eu la bancă, am luat credit, am împrumutat la cămătari ca să-mi schimb culoarea la mașină, că e o culoare scumpă. Ca atare am prins un job, nu mai pot vini o bucată până nu-mi plătesc culoarea la mașină. Ori, frații mei, ce te-a dus aici? Ca să-ți pierzi tu proiectele frumoase pe care le-ai avut de la început.
Și anume să menții relația personală cu Domnul Iisus. Să te lipești de soția sau soțul tău. Să slujești Domnului. Faptul că te-ai întins mai mult decât ți-ai plapma. Ai avut proiecte mai mari. Câți n-au falimentat în proiectele astea. Dar ce numai cumnatul să aibă tiruri? Dar ce numai ăla să deschide brutărie? Dar ce numai ăla să facă așa? Și tu ce ai? Tu nu știi să faci asta? Spune nevastă. Și ăsta chiar știi. Își duce 100.000 de euro împrumut din bancă și girează cu tot și la un moment dat constată că nu știi, dar nu mai are nici banii și banca i-a luat ce a avut. Ei, iau-o de la zero de acum. Mai adu-l în adunare să fie măcar cum a fost. Nu mai este. Nu mai este. Pentru că s-a întins mai mult. V-a șugat tare mult la început de drum. Nu știu cadouri vă vor face la masă. Doamne ajută să vă dea pe lângă binecuvântarea Domnului cadouri. Aveți grijă, fiți temperați. Nu vă concurați cu nimeni. Vreți să vă concurați cu cineva, duceți-vă în tabăra de leproși la Chilești. Concurați-vă cu ei. Dacă vreți să aveți bani și vreți să vă duceți undeva, să veniți să lecuiți, mergeți puțin până în Africa. Sau dacă nu vreți în Africa, mergeți până în zona Bărladului, mergeți în misiuni cu MGM-ul, cu Miros de Cer. Veți găsi o grămadă de oameni care n-au cu cine să concura. Pentru că, efectiv, sunt năpăstuiți de zonă, năpăstuiți de lipsa locuri de muncă, care nu se concurează cu ceilalți. Numai noi, când o ducem mai bine, începem un concurs așa. Și tare îmi pare rău că observ și în comunitățile noastre, care sunt comunități care de-a lungul istoriei au asimilat. Nu conta că au fost stăpâni de sclavi și că au fost sclavi și că a fost ultimul sclav care își spăla picioarele. Când intrau în biserică, mâncau din aceeași pâine și beau din același rod al viței, îmbrățișându-se unii pe alții pentru că erau frați. Lucrul ăsta s-a păstrat. În zilele noastre de astăzi, directorii, inginerii, studiile superioare se întâlnesc separat. Cei de studii medii au prieteni separat. Eroilalți și ei prin zonă umpli locurile goale pe unii se găsesc și câteodată își fac șactele de cult separat ca să vadă diferența. Ori la asta ne-a chemat Hristos, frații mei? Tocmai de aceea e atâta concurență. Pentru că pentru prietenii mei care am un anumit statut, nu s-a alții mai jos. Să mă duc să văd cum stă ăla în casă cu 6 copii, cu un singur telefon și ăla cu butoane și să mă duc cu al meu cu touchscreen. Nu mă duc acolo, mă duc la altul care are ultimul, cel mai performant. Copiii mei sunt țară în cap. De ăla vreau, tată, de ăla, cum să facem rost? Ne dăm peste cap și așa mai departe. Băi, dar și ăla e frate și cealaltă e frate. Cu cine anume? Și câteodată ne prinde vremea cum mi-au ieșit picioarele de sub plapumă. Și afară e rece și e frig și mă mir că am reumatism și că m-au cuprins frigurile. Știți că în Biblie spune la un moment dat că Domnul Iisus a intrat în casa lui Petru și a găsit o pisoacă bolnavă de friguri. O vindecat-o și după ce o vindecat-o a început imediat să... Când ai friguri, nu slujești. Când ai friguri, nu slujești. Nu ești bun, nu vrei nici aia, nici aia, nu slujești efectiv. Sunt o grămadă de frați care au friguri. Eu prins, din cauza plapmei care nu au avut-o, eu prins frigurile. Nu mai pot sluji. Câteodată ar vrea să slujească, dar nu mai ai ce să mai pui la banii pe care el are datorie la proaptea adunare. Nu mai, el ar mai vrea. Dar fiindcă l-au prins frigurile, nu mai poți. Ei, Alin și Rebecca, sunteți la început de drum. V-am prezentat o schiță. Am lucrat foarte multă vreme într-o fabrică și la începutul fiecarei luni făceam protecția muncii. N-am făcut niciodată data în accident. E adevărat, dar și din cauza protecției muncii. Să dea Dumnezeu să fie o pregătire a protecției muncii. Niciodată să nu vă întâlniți de accidente de astea. Dar când o să le întâlniți, să știți ce aveți de făcut, ca să vă vadă frații totdeauna. Cu mașina pe care o rămas în urmă, cu hainele care nu sunt chiar de ultimul tip și de la casă de modă. Luate de pe unii. Dar ați venit la adunare. Cântarea voastră, închinarea voastră, părtășia voastră, să fie onor oamenilor lui Dumnezeu, Doamne ajută. Și dacă unul e inginer să fie sănătos, și dacă unul e somer să fie sănătos, tot fratele nostru, îi ajutăm și pe unul celălalt, pe unul cu rugăciuni, pe unul celălalt, pentru că asta ne-a pus Dumnezeu. Să fim o oază de speranță. Asta vă doresc vouă și să fie binecuvântarea Domnului, pe lângă cea pe care vă dă Domnul pentru voi și familia voastră. Amin.